Iași, crescut pe cele 7 colii. Și iubesc la nebunul Macău. Am o grămadă de prieteni cu Dumnezeu Macău și cred că vă coloane eu și în spirit oarecum vă veneți. După cum ați auzit, facem o călătorie în jurul României, 4 ani, să trecem de zi în fiecare județ, ca să descoperim locuri frumoase și să întâmplăm persoane de succes. Și suntem plecați de acasă, cam de două ori. Îi place să călătorească. Să știți că sunt trei tipuri de călători. Legionarul, virginul și rupistul. Legionarul este cel care pleacă cu 5 lei în buzunar și călătorește de antene. Virginul este cel care are sumă de bani strânsă și călătorește cum se devine bani. Iar rupistul este acel călător care câștigă și bani în timp ce călătorește. Legionarul. Cel care avea cu 5 lei în buzunar și călătorește de antene. Îmi dă impresia că este adevărat cu legionarul. Indiferent de situație, el supraviețuiește. Poate să fie și catastrofă naturală, uragan, potop, tsunami, el supraviețuiește. Indiferent de țara care se ascultă, indiferent de situația economică, el supraviețuiește. Dacă cunoașteți astfel de călători, amintiți-vă puțin. Ce instrument poate avea? Un cuțit. Mai că nu poartă în dinți, nu are o manevră legată la cap și este întotdeauna controlat cu o dorină. Al doilea tip de călător, virginul, cel care are o sumă de bani strânsă și călătorește unde se întâmplă bani, este un om cu mine. A respectat lui toată viața. La grădiniță era mult. În gimnaziu era cel mai bine îmbrăcat. La liceu era cel mai normal, coleg, fiindcă nu fiulea niciodată. La facultate avea 10 lei. La masă și-a găsit jumătate. Apoi s-a căsătorit. Și-a cumpărat o casă, un bacar, o mașină de 90 de euro, au spus ceva bani și în final au vândut tot și au început să călătorească. Au vândut toate regulile, au vândut toate comitena și au început să călătorească. De pe atunci, a început să se bucure din nici de ce ai vieți. De pe atunci au observat că există și răsărit și a pus și de aia cum și cel mai important. Au început să-și permită luxul de a vinde. Cel care câștigă bani din ce călătorește este vizionar. Vizionarul este un masochist. Este un masochist fiindcă noaptea gândește și ziua muncește, adică el ceea ce visează noaptea, ziua creează. Un vizionar fără o echipă fantastică care vine din spate, construiește și așa de viața celor idei vizionare, este un simplu sănătate. Iar o echipă fantastică, fără un rupist, este ca o grămadă de pisici care vrea să meargă într-o singură lecție disciplinată, organizată, cu șir indian, cum se știe unul. Vreau să vă faceți de lucruri, da? Toate mine de au să auziți o propoziție pe care probabil ați auzit foarte des. Ați spus și poziția aia mea. Băieți și bebe, scoateți o foaie de hârtie, o dau cu aia de control. Ne vom împărți în 17 lângă. Vom începe să vorbim de la stânga la dreapta. 1, 2, 3, 4, până cu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16. Dăm un singur subiect. Un următorul, singurul subiect, unicul și singurul subiect. Un următorul material din loc. Vă rog să identificați cele trei tipuri de călător. Și echipa fantastică. Tot can. Două, o, du-mă tot în teamă, le. Cap lang, mă nu lang, mă nu-i. Thoi lang dân cân đuôi, nii. Mă dân cân, dân cân, nii. Ca tu n-am nu-i, chết hai cam, nii. Nii, du-i, tu n-ai một, le. Echipa sinzat, nu-i. Începe să se vină echipa fantastică. Rugăm împreună de noi, prea-i să vină, și rugăm împreună la trei. Trei principii. Scop, dorință și grup de reținere. Adică un scop clar și bine definit, concret, o dorință de neoprit, puternică și bine. A răzbare, să zicem așa, și crearea unui grup de reținere. Într-o zi, un pis, un pis de lucruri, a propus următoarea viziune.
throughout certain places in România. Și s-au trei zile de fiecare zi. Ca să încep să cunosc o grămadă de oameni de succes în orice domeniu, de la care am ce să învăț. Și să vizitez lucrurile frumoase de România. Și atunci, echipa fantastică a început să se formeze. Rând pe rând, fiecare dintre ei am întrebat. Dacă ar fi să merg în această călătorie, ce ar trebui să faci? Grupistul și-a făcut un palon de vise, apoi, împreună cu echipa fantastică, am început să-și planifice călătoria. Și au stabilit și o dată. Cu 2 ani înainte și-au stabilit următoarea dată. 16 august 2014. Pe 16 august 2014, eram în Roșu. Primul jur. Tot se face. Aceea este prima poză în orașul Roșu. Echipa fantastică a început să devină rând pe rând un grup de minți răucite. A început să crească nivelul de responsabilitate. Au început să studieze educația financiară, veniturile pasive, antreprenoriatul, leadership-ul, vorbitul în public, sănătate, spiritualitate. Și echipa fantastică, ca să se formeze, a durat cam un an. Iar apoi, de atunci, facem ședințe, mele ședințe, în fiecare zi, dimineața, la fel și seara. A urmat absolut ceva, a urmat ceva spectaculos. A urmat, zic eu, traseul prin care fiecare dintre noi și-a desfășurat dorința înțeleagă. Adică am fost testați, exact cum o femeie testează un bărbat. Să știți că femeia pentru bărbat, femeia pe care ți-o dorești este antrenorul femeii, femeia pe care ți-o dorești este antrenorul bărbatul care ești. Iar noi ca bărbat să fie testați două de soară, două de soară. Unii dintre noi au început să vândă toate regulile, au început să vândă toate mințile și au început să vândească. Unii au lăsat studiile, unii și-au donat lucrurile, unii și-au vândut lucrurile, unii și-au lăsat job-ul și-au dat demisia. Iată cum arată demisie, când se vândă demisie în cine, da? Bun, bun, bun. Nu? Nu intru. Și? Cum plec de la tine? Fiindcă a venit dorința de a-ți un business fără salari și job. Aruncă fluturașul, pontajul și chitanța cu cerințele tale, eu nu mai sunt de acord. Aprinde inteligența ce business-ul o cere, cu gândul rocitel și banii în buzunar. Statut de angajat îți spun la revedere, vă așteaptă o viață de multimilionar. Ia căștile de mână, credit în birou la mine, recuperez factura și zic de zi factura. Mare și target-uri comune, mă simt egal de scaun în compania ta. Aprinde inteligența ce business-ul o cere, cu gânduri strălucite și bani în buzunar. Statut de angajat spun la revedere, mă așteaptă o viață de multimilionar. Ascultă-mă o clipă, când a sosit momentul, îmi dau demisia, cântăm cu toți în cor. Eu plec azi de la tine și voi schimbați agentul. Am hotărât de astăzi să-mi fac al viitor. Aprinde inteligența ce business-ul o cere, cu gânduri strălucite și bani în buzunar. Dar tu te angajat, îți spun la revedere, mă așteaptă o viață de multimilionar. Aprinde inteligența ce business-ul o cere, cu gânduri strălucite și bani în buzunar. Statut de angajat îți spun la revedere, mă așteaptă o viață de multimilionar.
capul să meargă să stă de acolo să vedea misia. Am fost oprit pe YouTube și ne-am înregistrat pe acolo. În călătoria noastră foarte multe persoane ne întreabă. Cum vă dați voi seama care personalitate este cu adevărat de succes? Cred că știți foarte bine că succesul este destul de subiectiv. Adică dacă dai un punct financiar, când te ridică nici la gradul de nivel, devine de rău, nu îl lasă de mine. Și am început să ne gândim și noi care sunt personalitățile cu adevărat de succes. Răspunsul scurt pe care îl dăm este următor. Asumăm noi riscul să filtrăm aceste personalități. Dar întrebarea a rămas în capul nostru și am început să o analizăm. Ne gândeam, în cadrul jocului de succes, ce este succes? Ce este prosperitate? Care este adevărată prosperitate? Ce este bunăstare? Ce este fericire? De ce un oameni au bani și nu sunt împliniți, nu sunt fericiți? Și am găsit un răspuns. O să vă zic altfel. Am găsit un răspuns într-o întâmplare, printr-o întâmplare adevărată. Noi numim această întâmplare povestea unui turc și a unui bucovinean. În povestea unui turc și a unui bucovinean, există un turc și un bucovinean. Bun. Te vedem, te vedem, aferi te vedem. Bucovineanul și Turcul sunt amândoi în turism. Adică, comunitatea de gata. Bucovineanul ține o pensiune, iar Turcul este directorul unui hotel. El ia decizie. Bucovineanul are o pensiune exact așa cum foarte mult să nu și-a dorit. Este Bucovinean cu sânge, are pensiune exact la marginea munților, munții ar trebui sunat, pensiunea este în mine, ele nu sunt. Să știți că are și cuptor cu plăcinte, are și cuptor cu afuntura, când nu nici la el are zonat, cu nici stare, într-un mat, de cuptor. Are o cămară cu cerțul, zacuscă, toate cele pe care le face și mânca, făcute din alimente de la el în fermă. O cămară, cred că are o pensiune de partea aceea. O pensiune foarte curată, construită din lemn, multe covoare pe pereți, pe mese, extraordinar. Am ajuns să cred și pur și simplu am depășit din stat la acea pensiune. Și am stat la discuție cu Bucovineanul aproape două ori. Turcul vorbește o romă engleză și conduce un hotel. Business. Știți hotelurile business. Arată foarte bine, un design făcut. Restaurantul de mănâncere de discuții, afaceri, nu stai foarte mult la discuții. Cu cucurăți de edice. Iar ambii au prețuri foarte ridicate. Am fost la ambii și ne-am prezentat exact același lucru. Le-am spus povestea noastră, ce facem, pe când am plecat, ce avem de gând. Și am început să discutăm despre promovare, despre marketing, despre vânzare, ca să obținem, ca să le oferim servicii de promovare, marketing și vânzare. Pentru cazare. Cu Bucovineanul a rămas că ne-au zis la doua săptămână, am venit la doua săptămână, am vorbit din nou cu el și a rămas ceva de genul, nu mai auzit. Prețurile sale erau foarte ridicate. Și aici atrag atenția. Conform zonei în care era, prețurile erau foarte ferate. Probabil așa și măsura el de nivelul de prosperitate. Iar cu Turcul am vorbit cam 50 minute. Ne-am povestit noi ce facem, la care l-am acordat Turcul când am început să-i promovăm, să vorbim despre promovare marketing și văzare, am spus ceva de genul. Are un lucru fac. Am spus. I don't give a fuck about advertising. Because I can't take 5,000 euro, I can't give to Bucar all day, until I'm on Pro TV and I have advertising. I like this idea. You are young, crazy people. And I think that this kind of people will change my mind. Please stay at me 1 week with breakfast and dinner. Acum se naște întrebarea. Care este adevărat cu prosperitate? Ce are în sine? Ce are în separare? Două persoane. Unul își găsește din fericire și își găsește scopul în viață.
face ce face. Se confundă în urmă, se dedică mult timp, face multe sacrificii. Creează produse, servicii sau pur și simplu, dacă ar fi un lansător, creează plăcerea ca publicul să vadă și creează vise în mintea lui. Să zicem al doilea om care e în agricultură. Îi place să facă agricultură. Asta este scopul, asta este visul. Pasionat. Și lucrează ambii foarte mult timp astfel încât să poată crea valoare pentru societate, să dea ceva în plus. Mai mult decât pot ajuta să fie. În momentul când cei doi se întâlnesc, de abia atunci se urmează cu societatea adevărată. De abia atunci se face un schimb de valoare reală, care nu ține cont de preț, nu ține cont de țară și nu ține cont de cât de tânăr ești. Întrebarea este, pentru voi, care este adevărată societatea? Vă mulțumesc!